Mijlocașul în vârstă de 26 de ani s-a antrenat luni cu Rapidul, însă a doua zi a fost chemat la Rădăuți de managerul Manuel Costache, care nu pare dispus să se despartă de cel mai valoros jucător din turul campionatului. Pe de altă parte, ceferiștii se vor baza în retur pe experimentatul Dorin Semeghin și pe fostul capitan al echipei Sporting, Constantin Ferrariu. Antrenorul Bogdan Tudoreanu a anunțat că până la reluarea campionatului va renunța la 3-4 jucători. Vrem să rămânem cu 22 de jucători pentru că, din punct de vedere financiar, nu ne mai permitem să ținem mai mulți. Cei care nu vor intra în vederile noastre vor fi cedați la Sporting, a spus tehnicianul sucevean, care a precizat că rapidiștii sunt în discuții pentru achiziționarea unui atacant. Gruparea din Areni și-a schițat în mare parte și calendarul meciurilor de pregătire. Primul dintre acestea este programat sâmbătă la ora 11 pe terenul din Mițcani, în compania concitadinei Sporting. Ceferiștii urmează să mai joace cu grupările Cosarom Pașcani, Bucovina Pojurâta și FCM Dorohoi.